Boneca G-i aici. Stăzi cu noutăți, după cum observați, Diamond Nails are 3 produse noi, Rubber Base, care se folosește pentru oja semipermanentă pe post de bază. Dacă până acum foloseam și aveau ei Polish Base 2-in-1, adică și bază și finish, care o au în continuare și să știți că o folosesc în continuare cu foarte mare drag și încredere. Acum țin să vă arăt Rubber Base. Este puțin mai rezistent. Dacă până acum unele dintre noi, la anumite cliente, mai foloseam o bază de gel ca să ține unghiuțele mai bine, iată soluția. Rubber Base, o bază mai, nici nu știu cum să o descriu, mai solidă. După cum vedeți și consistența, este mai gros puțin. Nu mai curge atât de tare, este mai gel, mai putem face și un apex din acest rubber base. Se aplică puțin mai greu, vedeți, chiar greu am reușit să mă acomodez cu pensula. Din câte am înțeles, e posibil, nu știu sigur, să se schimbe pensula, să se facă altfel, ca să ne fie mai ușor de folosit. Și da, după cum vedeți, după ce am pregătit unghiuța, am aplicat Nail Prep și primer cu acid de la Diamond Nails, care le-am uscat ambele la aer, și aplic într-un singur strat Rubber Base. Sincer vă zic, cred că aș fi în stare să-mi țin unghiuțele și doar cu un strat de Rubber Base, fără culoare, fără nimic. Să știți că arată destul de grosuță unghiuța după ce dai rubber base și veți vedea că și finish rubber este. Deci chiar după 2 straturi de culoare, rubber base și finish rubber, totuși eu zic că arată destul de grosuță unghiuța. Veți vedea. Da, deci vă arăt pe mai multe unghiuțe cum se aplică, cum arată consistența, vi-l recomand cu foarte, foarte mare drag. Vă recomand, fetelor, în viitor, adică, nu știu, undeva peste o săptămână, două, la fiecare videoclip al meu, adică al meu, pe YouTube, sub videoclip există o săgetuță în jos. Pe acea săgetuță, dacă veți da, uneori poate dați din greșeală, există o descriere a videoclipului, ce am prezentat în videoclip sau, nu știu, unde găsiți linkurile mele sau așa mai departe. Unele dintre voi deja m-ați contactat pe Facebook în privat. Ok, deci acolo, peste câteva săptămâni, vă recomand, dar probabil o să vă mai spun și în alte videoclipuri, e posibil să găsiți o ofertă vis-a-vis de marca Diamond Nails, care o voi avea eu, cum ați mai auzit, la alte mărci vis-a-vis de un cod de reducere. Nu vă zic mai multe, nu știu încă sigur, vom vedea. Ok, și voi folosi nuanța numărul 201 de ojă semipermanentă, tot de la Diamond Nails. Este o nuanță superbă, deci această doamnă, să știți că acum am dat oja jos această culoare și din nou tot această culoare o vrea și cred că mă tentează și pe mine, să știți. Este o culoare superbă și da, după cum vedeți, m-am chinuit foarte mult să mă apropiu de cuticulă și fiindcă voi ziceați, ei, nu mai edita videoclipurile, vrem să vedem ce e natural. Ei, uitați naturalul, da, și mie mi se poate întâmpla, nu doar vouă, și veți vedea ce fac ca să repar greșeala. Cu un bețișor de portocal, repar greșeala. Da, frumos, de mai multe ori, până se ia de tot. Normal și igienic nu este să facem de mănușă, ci de șervețelul pe care folosim pensulica. Da, mie mi-e mai la îndemână, așa. Ok.
frumos, curățat. O să vedeți că vă filmez pe mai multe unghiuțe cum aplic primul strat și pe urmă veți vedea al doilea strat. Ok. Mireuța m-a întrebat astăzi, atât tu cât și în timpul anterior, acum vreo săptămână, m-a mai întrebat cineva și observ că cel mai mult aceasta este una dintre întrebări. Ce produse trebuie să-mi cumpăr pentru început? Ce îmi recomanzi? Ce trebuie să folosesc de la A la Z pentru unghiuțe? Fetelor și băieților, pentru că și băieții au observat că ne urmăresc. Este o întrebare prea scurtă ca eu să pot să vă răspund vis-a-vis de tot, pentru că voi nu știți despre ce e vorba și atunci, da, eu știu că e cam greu să vă răspund. O să încerc așa, deși noi avem videoclipuri, adică noi, eu, am videoclipuri, cel mai lung videoclip al meu de 40 și ceva de minute, dacă nu mă înșel, este cu ce produse folosesc eu de la A până la mijlocul alfabetului, da? Adică nu chiar până la Z, până în momentul în care trebuie să aplic culoare sau French. Și mă repet, în caz că nu ați văzut acel videoclip, și o să încerc să cuprind și ideea de bază, adică a unei începătoare de la zero, în sensul că n-are nicio pilă, nicio lampă, da? Deci vă trebuie o lampă. După părerea mea, o lampă LED UV de peste 36 de volți, vați, nu știu, aici mă corectați voi, de W. Așa. Vă recomand să fie peste 36 pentru că altfel nu va reuși să usuce ojele semipermanente sau gelurile de culoare mai închisă, de exemplu cum am eu în acest videoclip. De exemplu, această oja mea din acest clip, dacă nu o usuc circa 4-5 minute, în momentul în care dau finish peste, mi se mai colorează puțin pensulica. Așa că de asta vă recomand peste 36, adică un 48 sau 60, de exemplu. Asta așa am eu, una de 48 și una de 60. Ok, vă recomand și o pilă electrică, dacă nu se poate, pentru că sunteți începători și poate faceți doar mamei și surorii, na, nu zic să vă cumpărați, mai piliți și la mână, că nu dintotdeauna au existat pile electrice. Nu mai spun de aspirator, că puteți să lucrați cu o mască, ok, probabil vor fi persoane care mă vor contrazice, nu, e necesar aspiratorul. Da, știu, dar mai bine investești banii într-un produs ca să ai cu ce exersa sau în cursuri, de exemplu, decât într-un aspirator pentru început. Mai ales nefiind sigură că vei continua. Poate faci 5 manicuri și nu mai faci, că nu-i de tine. Ok. Astea fiind spuse, bineînțeles, pilă manuală, buffer nu recomand. Adică nu că nu recomand. Eu nu folosesc decât foarte, foarte des. Foarte des folosesc buffer. Pilă manuală de granulații 100x180, recomand pentru începători. Așa, ceva pensule, nu neapărat foarte scumpe, o pensulă sau două. Și începem așa, forfecuță, ustensilă, da, deci mi-e gata videoclipul și eu n-am terminat de povestit. Rubber top, da, vi-l recomand cu cea mai mare plăcere. Ați înțeles despre ce e vorba. Este rubber top, finish, îl poți folosi atât pe ojă semipermanentă cât și pe culoare de gel pentru a încheia manicura. Ok, și să continuăm. Avem nevoie așa de forfecuță, de ustensilă de împins cuticula, de pilă manuală 100x180, de nail prep sau, depinde de la ce firmă vă cumpărați, primer, dacă nu au nail prep, nu toate firmele au. Aceste două se usucă la aer și pe urmă, dacă facem manicură cu gel, avem nevoie de un gel de bază. Dacă facem manicură cu ojă semipermanentă, deja ați văzut aici, nu vă mai exemplific, ok? Deci gel de bază, pe urmă avem nevoie de un gel de construcție dacă facem construcție sau de un gel clear, builder clear sau un cover, depinde ce folosiți voi. Eu, de exemplu, în loc de builder clear folosesc cover, cu care facem apex-ul, umplem unghiuța
Pilim. Da, pilim ca să uniformizăm unghiuța, să o finisăm, să o facem frumoasă, să o facem perfectă. Și avem nevoie de culori, de o josemi permanentă sau de gel. Vă recomand mai bine de o josemi, că o putem folosi și la gel și la semi. Și sau de alb pentru a face French, depinde ce dorește clienta. Tot din aceleași culori de semi sau de gel facem și picturi, mă rog, sclipiciuri, alte chestii. Și dacă, de exemplu, folosim sclipici, da, avem nevoie de un builder clear ca să-l acoperim, pe urmă mai pilim și apoi finish. Dacă este culoare, avem nevoie de Polish Base 2-in-1 de la Diamond Nails sau de la alte firme, eu știu, finish, pur și simplu. Cam asta e ideea, Mireuța, sper că ai înțeles, dacă nu te rog din suflet, urmărește cu foarte mare atenție unul dintre clipurile mele care cred că se numește ceva de genul pregătirea cuticulei și a unghiei, ceva de genul. Este cel mai lung videoclip al meu care totuși, în pofida faptului că este lung, are destule vizualizări și mă uimește. Asta înseamnă că voi urmăritoarele mele mă iubiți și vă place și contează mult ceea ce eu vă filmez. Cam atât, cam acesta este videoclipul. Știu că am vorbit repede, sper că ați înțeles și că v-a fost de ajutor. Ne vedem data viitoare. O să am un alt videoclip undeva pe mâine seară sau zilele următoare cu un alt produs foarte frumos și nou de la Diamond Nails. Abia aștept să vi-l prezint. Și de acestea două sunt nemaipomenit de încântată și vi le recomand cu drag. Fiți pe fază, poate urmează ceva cupon de reduceri de la Diamond Nails în viitorul apropiat. Pupici și ne vedem la următorul!